Salut și bine v-am găsit la... Ești un troll. Da. Nu l-am lăsat astăzi pe Costinel să apase F7. Te seamă, pentru că sunt un om nenorocit, știi și tu. Da, frate, în sfârșit, după atâta timp de milogeală pentru... De fapt, nu m-am milogit la niciun permint. În sfârșit am primit și un cuțit nou, bă. Bă. Ah, bă, nu. Cum? Deratat e fluturaș cuțitul ăla, tu știi ce șmecher e în realitate? A, din neaurea. Ne-am jucat cu un hacker. Da. Gata, mă, gata, am înțeles. Da, faza e că hackerul ăla era, cum îi zice, mă? Doi. Nu. Ba da, erau doi leonici. Da, da, era, cum îi zice, mă, caracterul ăla heavy. Bă, dacă erai, puteai să-i dai backstep, ăla trăgea în față și gulanțele intrau în tine. Dacă înțelegeți. Adică eu trăgeam în față și gulanțele intrau în mine și eu eram în spatele lui. Deci... Când era pe lângă el, nu putea să-și miște cuțit. Nu, mă, nu puteam, nu putea The Dringer-ul să mă apere. Da? Prișchior, n-ai văzut? Uite, uite cum mă rucit. Nu mă pricep prea bine. Deci la... Da? Ia, toți facem. Ia, exagerezi. Care trage, frate? Că vin aici sus și mă trezesc cu un glonț. Bă. Nu e, nu. Ba da, e cu mine. Nu știi, mă, că există din ăștia... A, da, da, faică. A, uite-l pe omul, fiind. Mă rog. Ți-am văzut și o pisică. Stai o secundă. Mi-a dat... Mi-a dat o cheie. De ce mi-a dat o cheie? Că eu mai am o cheie, ok. Ce faci cu ea? Nu știu, hai să o craftăm. Pot să o păstrez ca să o craftez, poate îmi pică ceva nou. Nu, că e cu mine în echipă. Aș vrea eu. Wow! Nu, deci nu înțeleg, frate, ce-i cu... Da, pune-ți, bă, The Dringer. The Dringer mi-l pun. Dar tu n-ai văzut, frate, ce... Nu, nu pot să... Hai, du-te, bă. Uite-l, mă, pe spai. Bun, și astăzi filmez cu vechiul meu microfon pentru că din vina calculatorului. Hai, cum o cheamă? Costinel, hai mă mai să păpăm. Da. S-a întâmplat un accident nefericit. Care e ăla? Aia, mă, am umblat eu la setări, la volum și nu știu ce am... Am apăsat, m-am jucat la butonașe și s-a întâmplat ceva cu vechiul microfon, deci da. Am o veste foarte bună pe tine. O doamnă a căcat o mașină. Da, mă, ce? Nu la minți, frate. Da, mă, că a căcat-o pe picior și acum are piciorul în ghiț. Ce noroc pe tine. Uite-l, bă, pe ăla din Five Nights at Freddy, parcă da, e pe primul loc. Și facem mure cu o doamnă care ne dă numai un exercițiu. Da. Mă rog, nu le povesti deocamdată despre școală, că nimănui nu-i place școala. Să fim serioși, cui place școala? Mie nu-mi place școala. Școala este institutul de învățământ unde ne pierdem tot timpul dormind. Este masa de... El se joacă în bancă pe telefon în timp de video. Nu, nu, asta fac în ore, frate. Diferență, știi? Hai, mă, bubui, mă. Așa, gata, ești fericit? Hai că acum e rândul meu. Nope, e rândul sentry-ului. Mă rog. Stai, cine a murit? A murit ăla, ok. Ce-mi place noul meu cuțit. La tata. Vezi că sunt grămadă. Și, de ce se bledau? Oh! N-au mai știut. I-am terorizat pe săracii oameni.
Da, mă, da. Să știți, eu lucrez. I-auzi? Acum ar merge, mă, nea. Iulă, nu. Ce-am, bă? Nu vorbim de manele, nu prea manele. Pe bune? Oricum o să ascultăm toți manele când o să ne... Constantine? Dă, tași, mă, din gol. Mă dai de gol. Ok. A, olă, iar am jucat pe mapa asta și data trecută la fel, tot pe mapa asta am jucat, ok, trebuie să mai... Nu, serios, gata. Manelele-s nasoale. Da, spune-i de muzica nouă de care ai auzit. Care? E, Ciuciuca. Ciuciuca. Mă, nu, serios, termină. Bine. Dar era partea cu zeul bucilor. Ok, trebuie neapărat să tai chestia asta din video. Bă, frate, mai încet, bă. Nu, l-am bătut fără backstep, știi? E prea ușor. Ups. Ce să fie? Prea ușor cu spate să-l bați. Vin și eu. Oh, nu, nu mai vin. Oh, am dominat. V-am făcut fraierilor. A, uite, am deja și o da, cum mai spune, o da. O din aia frumoasă și galbenă. Medalie. De ce? Frate, nu mai văd. Tu știi ce nasol se aude într-un video când face cineva? Dar de ce ai medalie? Că sunt șmecher. Am și murit. Nu mi-ai ieșit backstep-ul ăsta. Tu nu ești șmecher. Ești praf. Ești praf la sunt pe locul. Lasă-mă să mă joc și eu, da. Băi, scorul meu, 8 cu 4, ce e asta? Și avem un din ăsta, un spy în concurență. Nu vreau să mă întreagă. Mai ales când sunt pe server și găsesc un spy din ăla pe un loc mai mare, mamă, deci fac orice numai ca să ajung eu pe locul 1 cu spy, nu știu de ce. Urăsc să văd pe cineva că m-a trecut la scor. Mai ales cu spy. Nu. Păi de unde știi că primesc? Bă, nu mai mi-am amintit de cronometru. Uite pe ăsta cum îl omoram acum. Nu știu, frate, filmăm și noi cât filmăm. Câtă viață mai are? La Team Fortress poți să vezi câtă viață are? Nu. S-au schimbat echipele. A, firar. O, nu. Măcar te-ai făcut și tu blue. Da, de la Fanny Blue. Dar voiam să fiu în echipa cealaltă. De ce? Eram cu... Băi, spy. Ah, ba nu. Sorry. Băi. Se dă șmecheră. Se dă șmecheră, el nu știe cine-i. Da. Cine da? Fanny Blue. Mor. Dar poți să... Deci dacă nu se face spy din echipa ta și e la echipa cealaltă. Ce e cu echipa cealaltă și poți să-l omori? Stai, n-am înțeles. Deci, dacă ai un spy în echipă, Și se duce la cealaltă echipă, adică cum s-a făcut și ăla, poți să-l omori? Da. De ce? De fapt, eu n-am înțeles ce zici și zic și eu. Deci, tu, dacă ai fi, te-ai transformat în echipa roșie, să zicem. Nu aș costuma. Da, așa. Ar putea să te omoare din echipa albastră? Nu. De ce? Pentru că nu poate, să fac parte din echipa lor, eu sunt decât deghizat. Dă-i, mă! Ei, ce... Țin... Bun, gata, l-am luat. Ce-am astăzi? 12 cu 5? Wow! Și n-am jucat bine zilele astea. Deloc! Da, mi-a spori cheful de... A dat... Bine, de când am primit cuțitul ăsta m-a apucat. Bă, spy! Nu-i spy ăla, că n-a dat. Nu contează! Wow! Na, se mai întâmplă. Nu contează că n-are mască, dar dacă îl vezi că se apropie de un din ăsta din echipa ta pe la spate, e spy din prima, știi? Tu de singură nu ți încarcă viața. Nu că ți încarcă. Dar ce face? Îți oprește din pierderea vieții sau ceva de genul. N-are rost.
Hai viață, bun. L-am mâncat, mă. Ia, asta... Oh! Și-a murit, frate, gata. Gata, boss, a murit. Să nu mai ai treabă cu mine. Ai, frate, serios. Că unul e deghizat în, din echipa mea, adică ce, Spice e din echipa mea, s-a deghizat într-unul din... A, îi vezi masca aia pe față. Nu-mi vine să cred că n-am putut să dau eu backstep-ul așa ușor. Și uite, deja treceam pe tipul ăla de acolo. E, oricum ajung eu ușor. A, da, uite-l mă pe Foxy, așa-i zice. Foxy? E dintr-un joc de groază, Five Nights at Freddy's, Five Nights at Freddy's, parcă. Mă rog, o să știi tu peste ceva timp. Nu știu, când te joci mult pe calculator. Mamă! O zi întreagă. Frumos. Frumos stat. Totuși îmi place scorul meu 14 cu 6, frate. 14 cu 6, serio. 14 cu 6. Da, deci nu. Stai, o să jucăm după ce filmăm. Pe bune! Nu, te rog, te rog, te rog, dă-și mie să mă vadă. Fan, n-am fani. Am prieteni, am albăstrei eu. Aș vrea eu să am fan, știi? A, da, ai, pe mine. Nu-s prieteni. Dar totuși ești cu oh! Nu, dar mulțumesc pentru boost. Mi-a dat unul. Dar un... Foxy nu înseamnă și boost. But Foxy, Fox, e ceva legat de vulpe. Foxy din personaj dintr-un joc de groază. Și cum e la greu? Trebuie să reziști o noapte într-o... Ești muncitor într-o chestie din aia... Într-o chestie din aia? Da, exact. Și prind viață niște păpuși malefici care ele o să te caute, să te omoare, sau să-ți bagi un băț în fund. Dar nu, asta e partea a doua. Deocamdată... Există și Foxy 2? Ah, era mulat. E, există și Foxy 2. Bă, nu, ăla se... Nu ăsta care cântă trololololo. E, te, na. Nu, mă, a fost... atunci, în acea zi, moment, săptămână. Tu știi că a fost acum 5 minute. Știu, zic și eu așa. Dar nu, mă, ok. A, iar, ok. Nu știu, dar nu cred că am filmat așa mult. Adică nu vreau să fac un episod de 10 minute. Dar tu știi că pe calculator când ne uităm noi la el se vede mai urât decât acum. Da? Da, mai urât. L-am băgat în 720 HD. Da, dar se vede urât. E, se vede urât că e în HD. Asta n-am mai auzit-o. Se vede așa mai alt, mai are picior. Măi... Scârnoț așa? A, firar. Nu gălbenuș. Gălbenuș. Ăla-i la ouă, mă. Știu. Ia. Pariu că mor din prima. Pariu că nu reziști nici 10 secunde și te calcă un pariu în picioare. Pariu că mor din prima, exact. Bă, unde mă duc? 1, 2, 3, 4... Mă rog, eu mai am puțin și ajung pe locul 1, deci, na. Vreau să devin... Bă, nu ai luat-o bine. N-ai luat-o bine, ei. Oaia! Oaia? Ai zis oaia sau oaia? Că n-am înțeles. Oaia. Știu eu o melodie cu oi. Oi, 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 oi. Da zi pe aia. Cântă rața păbutoi. Ce, mă? Din doi în doi. Nu, ai pentru vărul meu, frate. Aaaa. Cântă rața păbutoi. Uite acolo ești, mă. Rare. O să te omoare. Și de-al nostru din echipă. A, atunci e. Tot ce vreau să-l omor. Ești mort. Care? Ești mort. Ești fraierul. Mi-a dat fraierul ăla.
Bă, pe ce loc am ajuns? Eu trebuia cum să fiu pe primul loc. Stai liniștit că omor eu pe unul, fac 2 puncte, ajung pe 37, mai fac încă 2 puncte, ajung pe locul 1. Și ne. Mă rog. Cu adevărat e scorul 16 cu 15. Nu, 16 cu 5. Tu știi cât durează, frate? Se vede mai înalt. Ca așa aici se vede călbenit. Da, e mai bine. Nu știu, frate, poate fi la calculatorul tău, că tu ai tu ăsta monitorul prea ridicat, pot să spun. Da. Îl ai bombeu. Cum adică? Îl ai mare rău, frate, monitorul rău. Mare rău, 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 mare rău. Da, și nu, nu, e mic, nu? Foarte... De ce am luat eu inteligența? Spune și mie. E bun ce ești. Aulu, ce este? 17 cu 10? Imediat ajung eu la 20 cu 10 și o să fie ceva de gen 10 cu 0. Da. Fanny Blue se joacă la albaștri. Pe mapa asta lui preferată pentru că... Da, parcă e ca altă mapă. Asta e mapa mea preferată. Am zis de aia cu racheta, păi asta e aia cu racheta. Mi să nu fie un spy pe aici. Nu e, cu siguranță. Spy. Vreau spy. Păi eu sunt un spy. Un spy nenorocit și nemernic. Să rămână, mamă, bine că m-ai ajutat. Aute. 39 de puncte. Hai, frate, 2 pe 1, nu pute... Ok, plec, 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 plec imediat, gata. De ce? Se vede că prezența... Uite-l. Dar tu acum ești echita, nu? Trebuia să fie kill-ul un tip și acum eu l-am luat tot de nenemernic. Cred că tipul ăla acum urăște și mă înjură în limba lui. Da, ce? Sper că sora mea dă telefonul mai încet. Păi, da, frate, da, cum poate să joace. Bă, era un plot din ăla de 8 ani pe fundal odată. Și vorbea de, nu știu, zicea, mam, nu știu ce. Ca la american, frate, mam, sau cum zice el, ieși. Dar cum vorbea ceva de maică sau și juca Team Fortress, asta n-am mai auzit, e ceva nou. Vezi, 20 cu 10. Mă rog, ador cuțitul ăsta. Ador cuțitul ăsta nou. Mă simt atât de bine cu acest cuțit, ești mort, tipule. Bine, bă, bravo, l-ai luat frumos. Nu te prosti, eu nu mă prostesc în videouri. Pe bune? Pe bune, eu dau doar comedia. Păi... Exact. Ești bun. Yes, m-a luat. M-a luat. Ești manelist, ai făcut așa. N-am făcut așa, am făcut de cu mâna în sus. Știi cum zice? Hai, ridic o mână, n-ai o sigă tare, așa. Privesc înainte, chiar dacă e ceață afară și ninge. Zi-o pe aia curată și bucură. Nu știu. Ba da. Măcar văd că o știe cineva. Da, o să fiu scot din cap. Are rimă, frate, are rimă. E clasică. Le văzut, frate, pe ce s-a împiedicat fraierul? Bine, împiedicat, să zice când a... Moare așa când se duce așa în față. Mă enervează la cuțitul ăsta când de cât... 100, de fapt îmi dă viața 100%. În loc să mi-a dat și 1225, cum ar fi normal. Da. Ai, frate, chiar așa. Ce? Hai, mă, dă-mi una, ok, m-ai omorât, bravo, felicitări. Da, omne. Cheamă trollul. Lo, ce era 12. Aha. Știu. Foarte frumos. Ai știu. Doar spun. Da, tu de ce vorbești? Pentru că îmi place să vorbesc, pentru că sunt vorbăreț. Sunt o persoană sociabilă. Și Gamer Maniac se joacă ăsta. Cred că... Oh, mai la el.
Da, frate, ce? Te-ai uitat când a făcut Ice Bucket Challenge și e puțin grăsuț? Care e problema, ok? Nu am. E bine, nici nu o să vezi niciodată. Ba da, că diabol. Ești un nemernic ca mine. Deci mai nemernici oameni de pe planetă suntem. Yeah. Nu pot. De ce nu faci asta? Am cameră, dar... Ce? Burează prea mult, frate, până lipești videoclipul, până... Mi se spune Slenderman la școală, dacă mă înțelegi. Oarecum. Mi se spune Tudă. Cum să vii, mă, cu bomba după tine să le dai în cap lui alții? Nu, acum serios, oprește-te, că de nu o să șterg videoclipul ăsta și nu o să-l mai postez. Ok, o să-l șterg. Și îmi place cum face asta cu cuțitul. Cu cuțitul cu care... Păi cu pixul, băi, cuțitul. Uite. Îți dai seama, mă, câtă pâine a unsă asta de... are cuțitul rupt? Și a făcut asta la chită unsă de... Nu mai... E foame, nici de fapt ajunge. Chita aia mâncat pentru nu știu câte zile, ani, nopți. Dă-te, mă. Da, Skype. Nu, no, stai, mă. De-aia m-a sunat, mi-a sunat băietul de la Free Show. Nu, serios, las linkul lui de la canal în descriere. E prea tare. Bune, chiar are? Da, Justin, da. Free Show. Piersicuță-i porecla lui, mă. A venit într-o zi îmbrăcat tot în portocaliu. Și noi suntem niște nemernici. E, piersicuță și piersicile sunt movira, să zic. Mă rog, mai dau 2-3 kg și... Păi da, frate. Că cine naiba se uită la un video de nu știu câte minute, chiar o jumătate de oră. Te uiți tu la un video de jumătate. Da, eu nu m-am uitat la Pixel 3 cu Team Fortress. Ție nu-ți place Team Fortress. Uite cât de tâmpită e arma asta, trebuie să lovești, să tragi pentru viteză, frate. Dai un hit, mai prins viteză, mai dai un hit, mai prins și mai multă viteză. Ia. Yeah. Armele sunt ciudate. Cuținul nu, e un cuțin normal. Toate sunt la fel. Toate sunt la fel, toate sunt... Nu, no. Trebuie acum să pun chestia asta așa. La un video. La un video de-a meu. Așa, mișto. Haideți, mă! Du-te, mă! M-a luat capul. Mă rog. Am pierdut? Sau... Am câștigat, GG! Sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Funny Blue. Alături de Costi. Alături de o fantomă. Ce-ai scăpat, bă? Ăla-i telefonul meu, bă! Ah, ok, mă rog, ne vedem în episodul următor al Băstrei mei. Să faceți rele acasă.